Vreau să răspund la o întrebare. De ce este importantă Haskala în timpul nostru? Ce este Haskala? Este un curent raționalist, de fapt un curent iluminism în timpul iluminismului, un curent raționalist în mijlocul comunității evreiești din Germania și apoi din Europa Centrală și s-a întins până în Europa de Est, până în Polonia, în Lituania, în Rusia, și așa, în Ucraina și așa mai departe. Și de ce este important acest curent? Pentru că răspunde unei nevoi din timpul nostru. Haskala nu, când spun Haskala, nu mă refer la evreii asimilați ca, să zic, Heinrich Heine, de exemplu, sau Spinoza înaintea lui, care nu se mai identificau cu comunitatea evreiască. Este vorba despre evrei care nu au abandonat comunitatea evreiască, dar au îmbrățișat cu entuziasm secolul luminilor și au dezvoltat un raționalism în mijlocul comunității evreiești și un iluminism în mijlocul comunității evreiești. Asta dovedește, având în vedere că, conform definiției lui Voltaire din Dicționarul de Filozofie, de la jumătatea secolului XVIII, evreii sunt un popor ignorant, care, spune Voltaire, care unesc cel mai sordid materialist financiar cu cele mai crase superstiții și urez pe toți oamenii care îi tolerează pe ei și care îi bățgățesc pe ei, deci asta e definiția chiar a lui Voltaire, de altfel un antisemit, dacă putem folosi termenul antisemit în secolul XVIII. E bine, iudaismul reprezenta prin excelență religia de ghetto, de literalism biblic și talmudic strict, de antiliberalism, în îmbrăcăminte, în condiția femeii, în comportament, autoritate rabinică strictă, în secolul luminilor. Și totuși apare un iluminist foarte viguros. În contextul a ceea ce numim astăzi în mod anacronic, fundamentalismul evreiesc din secolul XVIII. Cum a fost acest lucru posibil? Asta aș vrea să vedem. Și să ridic întrebarea. Este posibil ca în fundamentalismul, care reprezintă o plagă pentru timpurile noastre, să apară o Haskala? Asta este o întrebare și la data aceasta există un conflict între un secularism care nu mai crede în rațiune și, de fapt, un secularism care nu mai crede în secularism și un fundamentalism care crede foarte mult în, care este foarte convenit cu privire la el însuși. Și dacă istoria ne învață ceva, este aceea că fundamentalismul va câștiga victoria în cele din urmă. Din cauza că atunci când, să zic, o anumită facțiune care nu crede în sine însuși, se confrunte cu alta care crede, are o credință vie, este normal ca cea de-a doua să, să câștige. Așa a crezut Imperiul Roman, de exemplu. Bun. Este posibil Haskala în timpul nostru? Mai întâi aș vrea să definim ce este fundamentalism. Fundamentalismul este asociat de obicei cu fundamentalismul islamic, dar musulmanii nu s-au chemat pe niciodată fundamentaliști. Fundamentalismul este un fenomen protestant și mi se pare foarte, foarte comic atunci când cineva spune că problema islamului este că n-a avut un Luther sau n-a avut un protestantism. Păi islamul, fundamentalism este protestantismul islamului, e luteranismul islamului. Adică, în primul rând, refuză o autoritate centralizată și nu cunoaște altă regulă de credință decât ceea ce stă scris, cum la protestanții fundamentaliști este Biblia și numai Biblia, ca singura regulă de credință și viață. În al doilea rând, așa cum Luther a fost în conflict cu Papa și cu împăratul Sfântului Imperiu Roman de limbă germană, la fel, fundamentaliștii islamici sunt de obicei în conflict cu guvernele islamice, care sunt mai moderate. Și fundamentalismul este un fenomen modern, să nu uităm lucrul acesta. Și ca atare, ce este fundamentalismul? Repet, e un fenomen modern. Și vom vedea în ce constă modernitatea lui. Dar, în principiu, cei care s-au numit pe ei înșiși fundamentaliști au fost protestanții la sfârșitul secolului XIX în Statele Unite, mai precis neoprotestanții. Baptiști, adventiști, penticostali, la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, de fapt, la începutul secolului XX, se numesc pe înșiși fundamentaliști. Și fundamentalismul constă în principiu în
mă rog, în credința în ineranța Scripturii, dar nu totdeauna. În credința în faptul că Biblia are adevăr propozițional, absolut nenegociabil, anistoric, și Biblia și numai Biblia este singura normă de viață și de credință luată ca adevăr propozițional. Acesta e fundamentalismul. Și la fel este și fundamentalismul iudaic și iudaic-ortodox și fundamentalismul islamic. Dar cuvântul a apărut în protestantism. Un alt aspect al fundamentalismului este antiliberalismul și este normal pentru că Biblia nu recunoaște dreptul individului de a se conduce după ideile sale. El totdeauna trebuie supus unei autorități religioase sau unei autorități teocratice. De asemenea, fundamentalismul este antirațiune, pentru că Biblia nu recunoaște puterea rațiunii, ci consideră că aceasta trebuie supusă unei autorități religioase. Și fundamentalismul este militant, pentru că este lupta între Hristos și Satana sau Dumnezeu și Satana și trebuie să iei o poziție. Și asta și fundamentalismul este totdeauna și politic, pentru că nu recunoaște o sferă a existenței independentă de autoritatea Scripturii sau Scripturilor. Dar în esență, dacă luăm istoria creștinismului și dacă vedeți istoria religiilor, fundamentalismul creștin și islamic este în ultimă instanță dependent de fundamentalismul iudaic. Și din cauza aceasta Haskala e foarte importantă, pentru că Haskala a lucrat în contextul fundamentalismului iudaic. Și cel mai important reprezentant al ei a fost Moses Mendelssohn, secolul XVIII. Bun, omul a murit cu 3 ani înainte de Revoluția franceză. Un eveniment foarte important pentru fundamentalismul iudaic, pentru că Revoluția franceză a fost prima mișcare din Europa care i-a emancipat pe evrei. A fost edicte de toleranță în timpul iluminismului, făcute de diferiți monarhi iluminiști, de despoții iluminați ai Europei. A fost o încercare a Parlamentului englez la mijlocul secolului XVIII, dar prima emancipare a evreilor a fost decretată de Revoluția franceză și apoi oriunde au ajuns armatele lui Napoleon, evreii au fost emancipați. Mă rog, timpul restaurațiunii a fost o reversare a acestei politici, însă, în cele din urmă, emanciparea evreilor a câștigat în Anglia, în Statele Unite, în Europa, peste tot. Însă, așa cum am spus, Moses Mendelssohn a murit 3 ani înainte de Revoluția franceză și omul a fost un luptător pentru emanciparea evreilor. Însă Immanuel Kant, referindu-se la reforma pe care a făcut-o Mendelssohn în mijlocul iudaismului, a spus că roadele ei vor fi văzute pe în viitor și a avut dreptate. Fiindcă datorită acestei reforme, în mijlocul unei comunități de ghetto, care vorbea idiș, nici măcar nu cunoștea limba țării în care trăiau, vorbeau idiș, o germană pocită, care respingeau orice educație seculară, care aveau valori radical antiliberale, din această reformă s-a născut o anumită comunitate evreiască care ne-a dat un Carl Sagan și ne-a dat un Albert Einstein, de exemplu, care ne-a dat unii dintre cele mai importante minți științifice și seculare și liberale și raționaliste din Europa modernă. Și asta datorită acestei mișcări în fundamentalism iudaic. Deci întrebarea este, ar fi posibilă o astfel de mișcare în fundamentalism astăzi, având în vedere că secularismul multicultural, sceptic-filozofic, antiraționalist, ultrarelativist, nu mai crede în rațiune și în valorile iluminismului. Ar fi posibil o astfel de renaștere în fundamentalismul care crede totuși în ceva? Asta e întrebarea și dacă mergem înapoi la Mendelssohn, de exemplu, un caz tipic, educați din rabin. Singura, un copil cocoșat, fiindcă în toate copilările a scris sulurile aletore, a copiat cu mâna surile Torei, mă rog, nu exista tipar cu caractere ebraice, vă dați seama, așa, și educat de tatăl său și de rabinul său, nici măcar n-a aparținut la o școală publică sau o școală seculară. Acest evreu, cum spuneau contemporanii, un trup de esop, o rățenie de esop și o minte sclipitoare și ochi pătrunzători, multe boli degenerative, de altfel, de care a și murit până la urmă,
acest evreu s-a autoeducat în matematică și filozofie și a devenit unul dintre cei mai importanți intelectuali ai Prusiei și ai Europei, un om care dialoga liber cu cele mai luminate minți din timpul lui. În tinerețea lui chiar a câștigat premiul la un concurs la care Kant a luat premiul 2. Un om admirat de Kant, de Jacobi, de Lessing, de toți mari gânditori iluminiști ai secolului XVIII. Unul dintre reprezentanții iluminiștii secolului XVIII este în același timp un educator al ghetoului evresc. El este categoric pentru eliminarea dialectului Yiddish și pentru ca evrei din Prusia să învețe limba germană, să învețe o limbă germană curată. Face studii în limba ebraică, dar traduce Pentateucul în germană, în cea mai elegantă germană posibilă. Și omul acesta asociază Pentateucul, pe care traduce cu diverse comentarii rabinice, dar în principal este Maimonide cel pe care îl citează și diversi rabini raționaliști. Deci el încearcă să găsească în iudaismul medieval al lui Maimonide și la alți rabini din toate timpurile și chiar în cărțile Pentateucului și în cărțile profeților o anumită grăuntă de raționalism pe care îl scoate în față totdeauna. Este împotriva autorității rabinice în mod foarte clar. El este pentru iudaism, dar vrea ca evreul să fie liber în biserică, nu să nu se supună autorității rabinice. Este mult clar pentru despărțirea bisericii de stat și pentru emanciparea evreilor. Este însă, în același timp, vrea să conserve comunitatea iudaică, dar în același timp vrea ca această comunitate să devină mainstream, să facă parte din cultura seculară, să fie într-un dialog cu alte culturi și să se secularizeze, de fapt. Acesta este termenul cel mai potrivit. Și ce este important la acest Mendelssohn este faptul că, deși el a avut limitele lui și a fost un conservator în multe privințe, de exemplu, a fost clar împotriva emancipării femeii. Important este însă faptul că acest curent al iluminismului evreu din secolul XVIII a avut femei evreice emancipate, și nu spun evreice care au ieșit din comunitate evrească, evreice care au rămas în comunitate evrească, bineînțeles femei cu bani, dar emancipate care țineau saloane filozofice, care au vizitate de mari artiști și compozitori și filozofi ai secolului, Voltaire, Mozart, mă rog, veneau și frecventau aceste saloane. Deci a fost și o mișcare de emancipare a femeii, în ciuda faptului că Mendelssohn niciodată n-a fost pentru emanciparea femeii. Deci, cum a spus Kant, a depășit limitele lui și consecințele au fost mult mai târziu. Bun. Întrebarea este cum e posibil ca un fundamentalism care este mama tuturor fundamentalismelor, adică fundamentalismul iudeu ortodox, să fie reformat, să asimileze iluminism. Și trebuie pentru asta să privim puțin la istoria iluminismului. Iluminismul a avut două aripi care au fost în conflict una cu alta. Unul a fost iluminismul britanic și altul a fost iluminismul continental. Și asta se vorbește despre filozofie anglosaxonă și filozofie continentală. Și care a fost deosebirea între cele două? Ce este iluminismul în primul rând? Iluminismul este sapere aude, da? Ai curajul să cunoști. Asta a început deja din timpul Renașterii, secolul rațiunii a culminat în iluminism. Ai curajul să cunoști. Cine? Dar de ce n-ai avea curaj să cunoști? Pentru că te temi de Dumnezeu. Asta este biserica, da? Sunt anumite taine pe care noi nu trebuie să le cunoaștem, să nu încercăm să le cunoaștem, că așa a făcut Lucifer, așa a făcut Adam și Eva, când au mușcat din fructul cunoaștere, etc., etc. Cele descoperite sunt ale noastre, cele nedescoperite sunt ale Domnului Dumnezeului nostru și așa mai departe. Nu. Ai curajul să cunoști, spune iluminism. Și a fost suficient ca omul să-și ia curajul să cunoască, un curaj care trebuia să fie și curaj fizic. În timpul acela, gândiți-vă la Giordano Bruno, la Galileo și ne dăm seama că se cerea un curaj fizic să cunoști. Dar a fost suficient că omul să-și ia curajul să cunoască. Și într-o dată a fost o revoluție în Europa, a apărut raționalismul, a apărut revoluția științifică, a apărut revoluțiile sociale din Europa. Bun. Însă, plecând de la această valoare comună a cunoașterii și a liberalismului, a separării bisericii de stat, a dreptul individului, independent de stat, de colectivitate, de biserică, să decide asupra vieții sale, care au fost valorile iluministe, amenințate grav la data aceasta. Britanicii și europenii au avut concepții diferite. Și în ce constă
diferența între ei. Britanicii erau empiriști. Adică în privința cunoașterii, britanicii, mă refer la Bacon, la Locke și în special la David Hume, britanicii considerau că, de fapt, izvorul cunoașterii sunt simțurile. Și ei aveau acea filozofie numită tabula rasa. Tot ce cunoaștem, cunoaștem prin simțuri. Și ce nu vine prin simțuri, deci rațiunea nu poate să facă așa să observe, să analizeze, să asocieze informația minte prin simțuri, tot ce nu este cunoscut empiric nu este cunoaștere. Deci școala britanică este empiristă ca teoria cunoașterii. Europenii, din potrivă, plecând de la Descartes, Spinoza, Leibniz sau pe Kant, cred în rațiunea transcendentală. Și ce înseamnă rațiunea transcendentală? Ei cred că omul se naște cu anumite cunoștințe care, mă rog, eu pleonasm, cunoștințe născute, da? Care nu vin din experiență, sunt născute. Și că aceste cunoștințe sunt esențiale pentru cunoașterea în general. Cu alte cuvinte, deci, informațiile empirice pe care le avem prin simțuri sunt ordonate în niște structuri cognitive preexistente, a priori. Și adevărata cunoaștere pleacă, în primul rând, de la corecta folosire, de la înțelegerea acestor structuri și folosirea lor corectă. Asta este vechi de pe vremea lui Plato, de fapt, de pe vremea lui Socrate, a lui Plato, de pe vremea grecilor. Nu este ceva nou, dar îi se dă un nou impuls filozofic. Acum, reprezentanții cei mai autentici, cei mai sofisticați și mai influenți ai școlii europene sunt germane, în special prusacii. Și ei dezvoltă o teorie a cunoașterii care pune bază pe teorie, în primul rând, și pe experiență în mod secundar. În timp ce englezii pun bazele unei teorie a cunoașterii care pune în primul bază pe simțuri și după aceea pe aspectul teoretic. Bun. Sunt două diferențe majore care reiese din aceste două teorii diferite ale cunoașterii. În primul rând, din punct de vedere științific, este foarte clar că școala britanică a fost mai fecundă în secolele 17 și 18. Însă, începând din secolul 19 și mai ales în secolul 20, apare criza fizicii, odată cu descoperirea electromagnetismului, în care școala britanică nu mai are răspunsuri. Și în secolul XIX se dezvoltă teoria relativității, fizica cuantică și începe o nouă dezvoltare a fizicii moderne, care de fapt este o confirmare a lui predicilor lui Leibniz, a lui Descartes, Leibniz, Spinoza, Kant și de ce să nu spunem Plato și Pitagora sau Timaeus în ultima instanță. Nu degeaba Einstein însuși asociază teoria relativității cu platonism. Pentru că implică ceea ce numeau filozofii de aici germani cunoaștere transcendentală. Deși probabil că nu vom folosi termenul acesta astăzi, dar aceasta este ideea anumită, o bazare puternică pe modele matematice în înțelegerea fizicii. Acum aș vrea să remarc un aspect aici, foarte important. Teoria evoluției a urmat același drum începând cu școala neodarviniană. Adică o bazare pe modele matematice și mai ales de la decodarea ADN-ului și de la segmentarea ADN-ului, biologia moleculară, evoluționismul genetic operează practic pe bază de modele matematice probabilistice. Și acesta este esențial. Bun, ce vreau să subliniez aici? Creaționiștii, care sunt fundamentaliști, dar nu sunt antimoderni, ei sunt moderni. Argumentează de obicei bazându-se pe școala secolului 17 și 18. Ei se bazează pe o teorie a cunoașterii, care și-a avut legitimitatea și succesul ei în secolele 17 și 18, dar deja n-a mai funcționat în secolul 19, nici în caz secolul 20 și secolul 21. Dar totdeauna cer anumite dovezi empirice pentru evoluție și când spun dovezi empirice se referă la împins plat. De fapt, dacă împinzi lucrurile la exces, nu poți demonstra nici măcar că pământul e rotund sau se învârte în jurul soarelui, dacă apreți la acest împins plat din secolul 17. Și asta fac foarte mulți creaționiști care neagă chiar și forma geodezia pământului,
sau heliocentrismul și spun că în ultime instanțe nu sunt observații care să demonstreze acest lucru. Asta pentru că știința modernă este mult mai aproape de idealismul german din secolul XVIII decât de empirismul englez, deci de filozofia continentală. Un alt aspect este cel politic. Și în ce constă aspectul politic? Când a avut loc Revoluția franceză, Edmund Burke, care a adus o critică foarte pertinentă, nu pot să spun nu a Revoluției franceze, dar în ultima instanță, greșită, chiar dacă a fost pertinentă, arată că toți autorii Revoluției franceze și implicit ale celei americane, Thomas Jefferson, Thomas Paine, Benjamin Franklin, Madison, toți aceștia au fost extraordinar teoreticieni. Însă, zice, uitați-vă la Anglia. Anglia a tăiat capul unui rege, dar Anglia a păstrat instituția monarhiei și a bisericii de stat. America a renunțat și la instituția monarhiei și a bisericii de stat, deși Burke vrea o apropiere de America din cauza naționalismului anglosaxon. Însă, uitați-vă, America nu mai are biserică de stat, nu mai are monarhie. La fel, francezii au tăiat capul regelui și au înființat Republica și au scos biserica catolică, au laicizat societatea, au secularizat-o, da? Și astea sunt experimente noi. Ce susține Burke? Unde este empirismul britanic? Burke susține că Anglia e superioară pentru că Anglia nu a experimentat idei radicale. Și a mers încet, încet, adică empiric, a observat, a văzut, a merge, nu merge și a mers încet, încet înainte. A fost foarte conservatoare. În timp ce francezii au luat idei radicale și l-au implementat și uite ce a ieșit, era teroare. Bun, firește că noi cunoaștem istoria mai departe și știm că toate instituțiile moderne și toate libertățile moderne nu vin din Imperiul Britanic, ci vin de la Revoluția franceză, mai mult decât de la Revoluția americană. Însă, așa cum fundamentaliștii au îmbrățișat empirismul secolului XVIII sau XVII, la fel au îmbrățișat din punct de vedere social filozofia lui Burke. Și deși nu susținea să-ți biserică de stat sau monarhie, deși unii susțin, merg în aceeași direcție, de exemplu, că e vorba de căsătorile homosexualilor. Spune, asta e ceva ce nu s-a experimentat niciodată. Bun. A fost un timp când nici căsătoria monogamă nu se experimentase și în niciun caz emanciparea femeii nu se experimentase și așa mai departe. Dar asta e ceva, nu s-a experimentat niciodată, deci nu trebuie să faci. Deci vedeți aceeași filozofie. Acum, de ce au evreii care, în mod clar, erau la baza oricărui fundamentalist creștin sau islamic și, în mod clar, că această filozofie fundamentalistă vine din Biblie? De ce au fost ei cei care au adoptat iluminismul? Răspunsul este foarte simplu. Pe lângă faptul că mulți evrei au fost atrași de cultura seculară și au drea la ea. Cum am spus, Spinoza, Heinrich Heine, Karl Marx, dacă vreți, Rosa Luxemburg și câți alții, Emma Goldman, în sfârșit, au adoptat cultura seculară cu entuziasm și s-au desprins cu totul de iudaism, s-au declarat membri ai familiei umane, care, familia umană fiind ea însăși împărțită de vete naționalități și triburi, s-au uitat cam cu suspiciune la ei, că ce voi sunteți cosmopoliți, vreți să dărâmați naționalismul și tribul nostru. Mă rog, a se vedea teorii conspirative naționaliste din tribul nostru, care totdeauna se tem de evreul etern. Însă, pe lângă aceștia, a fost oameni ai triburi, să zic, oameni ai comunității evrești, total dedicați comunității evrești, cum a fost Mendelssohn, Moses Mendelssohn și alții ca ea, care n-au ieșit din comunitate. Dar au îmbrățat ideile iluminismului pentru simplu motiv, că era singura lor șansă ca evrei. Adică, așa cum am spus, emanciparea evreilor a făcut-o totuși Revoluția franceză, n-a făcut-o Parlamentul britanic. La fel emanciparea negrilor din Haiti a fost făcut atunci când ideile Revoluției franceze au ajuns în Haiti. Nici o clipă nu s-au gândit americanii la emanciparea negrilor și nici britanicii, deși au fost împotriva comerțului cu sclav, nu s-au gândit la emanciparea negrilor din colonii. Niciun caz la emanciparea populațiilor indigene din colonii s-au gândit niciodată. Ideile acestea toate au plecat de la iluminismul european. Și evreii, un popor inteligent, au înțeles cât de important este iluminismul european pentru ei. Și asta i-a stimulat să adopte iluminismul european, încercând să găsească un compromis între păstrarea comunităților și iluminismul european și raționalism și să dezvolte
raționalismul în mijlocul comunităților lor. Bun. Se poate întâmpla asta în islam sau se poate întâmpla chiar în fundamentalismul protestant? Da și nu. E o problemă aici. Și de ce e o problemă? Eu recunosc, vreau să spun pe baza experienței mele în biserică adventistă, o sectă, un cult, dacă vreți, fundamentalist, protestant, foarte fundamentalist toate punctele de vedere, și mă refer la aceasta că o cunosc mai bine. Am cunoscut raționaliști radicali în biserica adventistă, care erau raționaliști radicali în timp ce erau, rămâneau oamenii bisericii, dar erau raționaliști, da. Pentru că vedeau un raționalism o soluție pentru propria lor comunitate. Adică ei ar fi vrut ca membrii să fie mai bine educați, dar în același timp vedeau aici un argument împotriva religiilor tradiționale, dar și împotriva intruziunii statului în problemele bisericii. Deci aveau concepții iluministe. Iluminismul nu recunoaște dreptul statului să dicteze asupra conștiinței, așa cum nu recunoaște nici dreptul bisericii să dicteze asupra conștiinței. Și de aici apare un anumit radicalism al sectei, care adoptă un raționalism radical. Luați un exemplu, Isaac Newton, un excelent reprezentant al iluminismului britanic, care, de fapt, a fost un sectar, adică un adeptul unor idei religioase foarte extreme. Dar în același timp a fost un raționalist și un exponent al iluminismului. Pentru că cele două se ajută una pe alta. Care este problema asta? Problema este că toate aceste secte acum au devenit mainstream. Într-un spațiu foarte divers și islamul de asemenea își revendică anumit mușchi politic destul de puternic, iudaismul face la fel și din cauza aceasta aceste secte devin tot mai antiraționaliste și tot mai mult împotriva iluminismului. Dar ar fi posibilă o astfel de renaștere, așa cum a avut loc o renaștere în iudaism, o renaștere târzie în iudaism, ce-i drept, cum a avut loc o renaștere iluministă în timpul Petru cel Mare și al împărtesei Caterina în Rusia, o țară ortodoxă foarte tradițională și foarte mistică. Ar fi posibil o astfel de renaștere? Este o întrebare. Eu cred că merită să lucrăm la ea. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!